Azi vorbim despre umbra ta, un concept psihologic, poate cel mai important concept psihologic la care trebuie să lucrezi chiar acum și în acest video am să-ți explic exact de ce. Salutare, Pera Novakovic sunt și, așa cum poate deja te-am obișnuit, este un nou episod din lecții învățate în psihoterapie. Și azi vorbim despre umbră. Dacă ar fi fost să încep absolut orice prelegere psihologică sau terapeutică, aș începe cu umbra în acest moment, pentru că este un aspect ignorat de cei mai mulți oameni, dar este un aspect care ne influențează viața în fiecare clipă și de cele mai multe ori este destructivă, sau cel puțin la început este destructivă umbra noastră. Și de asta sper că după ce vezi acest video să te preocupi de această umbra ta, să înțelegi ce este și am să-ți dau evident și antidotul sau soluțiile pentru început sau măcar câțiva pași pe care să-i faci legat de umbra ta. Acum nu mă refer la umbra fizică pe care corpul nostru lasă, ci mă refer la cealaltă umbră, psihologică. Ce este și cum apare această umbră? Ei bine, umbra este un aspect care noi credem că este ascuns al nostru, da? Pe care îl negăm. Nici măcar nu știm existența, nu știm de existența lui. De aceea se numește umbră, da? Și cum apare? Ei, în momentul, îți dau un exemplu. În momentul în care ne spune că eu vreau să mă distrez. Da, vreau să mă distrez. Este o dorință nevinovată, chiar am spune, sau necesară pentru fiecare ființă umană. Bucuria, entuziasmul, distracția, nu? Ei bine, dacă eu voi considera că sunt foarte ocupat și am foarte multe responsabilități și nu am timp să mă distrez, voi face următorul lucru. Voi lua acea dorință mea de distracție și voi reprima, o voi înghiți, cum ar veni psihologic, o astup undeva în mine, că nu pleacă niciunde. Dorința, nevoia mea este reală, nu? Și o ascund, o bagă un grup în mine. Vine o altă dată când vreau să mă distrez și îmi refuz din nou această distracție sau nu știu cum să o fac, pentru că poate au trecut ani de zile în care eu sunt foarte ocupat, lucrez foarte mult, am responsabilități, familie, copii și din nou îngrop această dorință. Și o îngrop și o îngrop și o îngrop. Și ce face această dorință mea pe care eu o neg și spun, e ceva pe care, peste care pot să trec sau nu, distracția este un moft, este un bonus la viață. Acum eu am alte treburi mai importante. Acea dorință se duce și începe să alimenteze acea umbră a mea. Acolo sunt toate lucrurile pe care nu le vreau despre mine, nu-mi plac la mine sau pe care nu vreau să le recunosc la mine, pur și simplu. Cum ar fi o nevoie nevinovată de distracție? Dar după ani de zile, pentru că eu reprim aceste dorințe ale mele de distracție, da? Această umbră crește. Crește, crește și la un moment dat devine atât de puternică încât dă cu pumnul în masă foarte tare și zice, vreau să mă distrez. Și cum face chestia asta? Păi probabil o să mergi un weekend la Las Vegas, da, dau un exemplu, că era filmul ăla, nu, cu Marea Mahmureală. Sau faci o nebunie atât de mare, în care cheltui foarte mulți bani, faci foarte multe prostii, efectiv, parcă îți pierzi cunoștința, parcă nu mai ești tu. Da? Deci, este ca și în Dr. Jekyll și Mr. Hyde, poate știi acea poveste, nu? Efectiv, devii o altă persoană. Zici, nu-mi recunosc comportamentele, nu știu cine sunt. Acum, sunt oameni care ajung să comită atrocități, crime chiar, da? Și după aia spun, nu știu ce s-a întâmplat, parcă n-am fost, am fost posedat de ceva. Ei bine, ai fost posedat de umbra ta. Acei oameni sunt posedați de această umbra lor. De aceea cred că este foarte important să accesăm și să începem să vorbim despre acest subiect, care este umbra noastră. Pentru că chiar în acest moment, dacă ai comportamente care nu-ți plac la tine, dacă vezi că ai comportamente în relația ta de cuplu, în viața ta personală, ai vicii, ai dependențe, ai agresivitate, ai impulsivitate, deci dacă ai lucruri pe care nu le recunoști în viața ta, n-ai putea să le zici că sunt acolo, da? Ele sunt ascunse în umbra ta, dar vezi efectele lor. Adică dacă vezi că sunt comportamente în viața ta care nu-ți plac deloc, sunt toate șansele ca aceste comportamente destructive sau care îți fac rău să vină din umbra ta. Deci, este foarte important să vorbim despre umbră, da? Pentru că altfel nu vei putea să rezolvi acele mari probleme din viața ta, cum ar fi despărțiri foarte urâte în relația ta sau certuri foarte mari sau crize relaționale. Vicii pe care nu le poți controla, momente în care izbucnești cumva necontrolat și îți dai capătul, nu? Cum s-ar spune. Sunt multe lucruri, sau certuri la job, sau felul în care te cerți cu ai tăi. Sunt foarte multe lucruri care sunt explozive, impulsive și zici, de unde a apărut chestia asta? E bine, din umbră a apărut, dar umbra este a ta. Este important să înțelegem că nu căutăm să scăpăm de umbra noastră, ci încercăm să o înțelegem și să ducem lumină acolo unde acum este întuneric. Și pentru asta am și câteva lucruri practice pentru tine. În primul și în primul rând, ca să poți rezolva această problemă a umbrei, primul pas este să vorbești despre ea. Deci, această umbra ta, ce vrea, este să se vadă văzută și auzită.
De asta, dacă nu-i dai un spațiu în viața ta și un loc în care ea să se exprime în mod firesc și natural, ea va apărea în momentele cele mai importante pentru tine, ca să se asigure că o vezi și o bagi în seamă. De aceea îți va strica cele mai importante momente din viața ta, că sunt relații, că sunt la job, că în viața ta personală, în sănătatea ta, te va lovi când îți ai dorit cel mai puțin. Și va spune, sunt aici și eu am nevoie. Da? Acum, important să descoperi care sunt nevoile din spatele umbrei tale, ce își dorește de fapt și acea latură a ta, pe care nu vrei să o recunoști în ruptul capului, dar uite că se manifestă în viața ta. Bun, dacă te uiți la acest video și consider că ai o umbră suficient de mare ca să merite timpul și atenția ta în acest moment și ai vrea să lucrezi cu umbra ta, dă-mi un e-mail la peraarondpersonalitatealfa.com. Deci, repet încă o dată, peraarondpersonalitatealfa.com și scriem, salut Pera, ți-am văzut video cu umbra, dă-mi te rog documentarul. Și am să-ți trimit, este un documentar pe YouTube foarte, foarte bun, te-a dus și în română, are subtitrarea în română. Și este un documentar de oră care îți va explica exact ce este umbra ta, cum să o investighezi și îți va da și exerciții practice să lucrezi la ea. Dar vreau să-mi dai un e-mail pentru că am să consider că atunci ești suficient de interesat de lucru cu umbra ta. Mulțumesc foarte mult, ne vedem în materialele următoare, ciao, ciao!